Salutare! Sunt Ciprian Zota și bun găsit într-o nouă serie aici pe canal. După o idee personală, o dată în capul meu, însă acum este preluare după IQ Battle, probabil că mulți vor ști după YouTube, dar asta nu o să fie o problemă, fiindcă așa o să mai creăm un trend aici pe YouTube. Înainte de asta, nu ezitați să folosiți butonul de like, subscribe, cu clopoțel și e gratis, nu costă nimic și ne ajută. Mulțumesc de asemenea tânărului Denis Tihan din spatele camerei care mă ajută. Așa că în această serie o să luăm la întrebări mănăstirenii, probabil cei mai tineri, cu întrebări despre cultură generală în principiu, iar la un răspuns corect aceștia vor primi un premiu. E simplu, nu-i așa? Așa că să începem! Zi așa. Mai întâi, cum vă numeți? Costi. Pe ce continent se află Surinam? În Asia. Scuze-mă că Asia nu-i continent. Europa, nu? Eu zic că m-ai prins aici. Africa, nu? Stai așa, sunt 5 continente toate. Australia, Europa, America. Că le știu, dar... Păi chiar asta nu știu. Mă rog. Hai să zicem. America de Sud. Hai. Mulțumesc. Nu e nicio problemă. Mulțumesc. Apreciez. Nu, știam că... Mă luați mă... Păi, dacă vreau, vreau. Ok, bun. Nume. Johnny. Și întrebarea este, pentru tine, una ușoară, așa. Nu știu dacă îți place muzica? Nu. Atunci, la ce instrument a cântat compozitorul Ludwig van Beethoven? La vioară. Greșit, pian. Asta e. Ai nimic. Asta o știam, de ce nu mi-a spus? Asta sigur o știu. Care e cea mai mică țară de lume? Aoleu. E undeva, are legătură cu ce? Păi și cum se numește? Păi o să fie... Păi țara! Păi, cum se numește? Pot să spun eu? Pot să spun eu? Deci, că pot să spun eu? De ce e dat bătăria asta? Cum de ce zi, mă? Ți-am dat și indiciu! Răspuns corect? Corect! Și avem și un câștigător în sfârșit. Bun. Zi un număr de la 1 la... 7. Foarte! Ce te eu! Mi-e dați de plăcere! Cu plăcere! Și spor la lectură! Eu spor la lectură! Pe YouTube, bă, ajungi, Diana! Da, da! Te oprești un pic? Da. Azi eu. Bună! Vrei să câștigi un premiu? Nu. Doar o întrebare de cultură generală. Nu mă bani la gând. Da,
Și cam așa va fi această nouă serie. Ăsta a fost un episod pilot din seria Fi Curios, ce sper eu să continue cât mai mult. Așa că nu uitați de like și abonare, e gratis, nu costă nimic. Și lăsați-mi în comentarii întrebări pentru următorul episod. Eu sunt Ciprian Zota, iar în spatele camerei a fost tânărul Denis Tihan, căruia îi mulțumesc pentru ajutor. Vă salutăm și până la următorul, nu uita, fi curios!